Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod de pe serverul One Tap Room Roleplay, vă aștept și pe voi. Bă, dacă vă place ceea ce fac, vă invit că-l doresc să apăsați pe butonul de like, subscribe. Azi vom face un episod mai special. Vreau să văd dacă va funcționa această cale, să zic așa, aceste serii de episoade în care o să conducem în first person și cu GoPro pe cap, să zic așa. Și ne vom comporta numai cum ar fi un car vlog mai mult. Da, cred că acest episod îl voi numi car vlog. Primul car vlog pentru gameri. Da. Băi, ce zic? Noi acum așteptăm frumos, la roșu. Și suntem într-un Mercedes CLE, parcă cam așa, bine, trapa deschisă, plouă înăuntru, nu e nicio problemă. Dar nu, că avem cască pe cap. Cască nu știu pentru ce folosim, dar băi, avem. Deci nu voi deschide geamul că e frig afară. Bine lipit, centura mi-am pus-o, e lipită, nu vedem un retrovizor, dar am uitat ceva bun, nu? Mă, fii atent, vreau să fac un challenge. Dacă ajungem la suma de 5.000 de abonați, poate zic și poate cam mult, voi zice. Dar am zis că, bă, dacă tot ajung până la suma aia, dacă se poate ajunge, asta depinde de voi. Și dacă ajungem, am zis că, da, voi face live-uri și episoade cu webcam, dar o să vină și niște jocuri giveaway sau probabil, nu știu, vedem, poate niște bănuți, un giveaway, așa o mică surpriză din partea mea, wow. Vedem pe viitor. Așa că nu uitați să te abonezi, nu? Păi, suntem aici lângă turnarea unui film. Aici, bine, aici e zona italienilor, mai mult să zic așa. Și am zis că hai să mergem noi până în oraș. Dar așa că mă tot opresc la roșu, cred că episodul va fi de 30 de minute în care nu mă voi plimba. Na, un fel de car vlog, guys. Da. Hai, am oprit și chat-ul. Frumos. Da, nu se închide mașina asta sau? Stai să vedem. Ah, nu zice nimic. E clar. Hai, bro. Hai. Mamă, ce pe aici? Sper că nu dau dracul într-o groapă. Sau am o idee. Voi pune acum pe GPS. Cu tot că fac ca acest car vlog, ca, am vorbit și eu dacă e. Cu tot că fac acest car vlog, să mergem și un pic la muncă, nu? Ce ziceți? Să nu fie nici așa plictisitor. Să vă arăt și vouă jobul din care se poate câștiga cel mai bine banii de pe serverul ăsta, da, în momentul de față, unde se pot câștiga cei mai bine bani. Sper să nu vină unul să dea noi dracu că ne-am scos. Sper că mă duc bine. Bine, am zis că voi pune pe GPS, dar prima aici. Acolo vă pup. Hai, mergem în continuare. Încercăm să mergem un pic mai repede, să nu fie nici probleme, nu e ce rău, știți cum zic. Sper să nu fie nici nebuneală. Am înțeles, sau mă claxonează. Păi da, ai, ce greu e așa. E un pic greu, să zic, în first person, să te joci. Ce mai e, e ceva organizație sau? E. A, stai, nu mai întâmplă. Hai, du-te mai repede. Da.
Bun, aplicăm. Nu mai stăm nici la roșu. Mergem la muncă. Am zis că... Da, acolo în dreapta sunt unde mă uit, acolo lângă sub bani. Să nu vedeți că jobul e primul, e al doilea job, să zic așa, după ceea ce fac eu. Ne ducem acum, frumos. Hai, domnul, mersi, 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 te pup. Hai că te pup eu dacă e. Vorbim mai târziu. Fiți, dar nu știu după ce avem mare cască pe cap. Serios? 100 de tiruri? 100 de tiruri, na. Bună seara. Bună seara. E cineva acolo care se ocupă de tirurile astea sau? Ce? Zic, e cineva care se ocupă de tirurile astea sau? Ce tiruri? Ai vreo 3 tiruri acolo lângă tine. Ce? Poți să repeti? Ai vreo 3 tiruri lângă tine. Apoi ești cam orb. Un pic. Bă, ne-am luat aici frumos un DAF. Sper că, na, cu acest DAF ne vom face treaba astăzi. Bun. Na, hai tati, hai. Mai și trebuia să fac așa ceva, că... Bine, am rămas pătural și că mă uit în oglinz, gen. Hai să nu dau pe ăsta asta, că n-am niciun chef, mamă. Da, cred că-i daful ăsta așa de puturos încât... Cred că ajungem mâine la destinație. Da, deci după cum ați văzut, am dat acest job de 7000. Mă rog, în care te răsplătește cu 7700, cam așa, pe tură. Și am zis că... Da, cam... Da, ăsta e cel mai profitabil job în momentul de față. Ei, dacă vrei să mai faci roleplay, să zic așa, atunci ce vei face? Deci vei căuta mai mult joburi cu mai multe interacțiuni între playeri. Acelea care ar fi joburi legale. Cam male ar fi prima dată, unde acolo ai și acțiune, ai de toate. Joburi legale, dar puține, foarte puține, ca acum mai low. Toată lumea e cu joburile legale. Asta, ilegale, scuze. Că na, fabrică, bani, alea, știți voi cum e. Mai bine să ai un pistol decât să nu ai deloc. Că na, în acest oraș trebuie să te și aperi, nu? Mă, hai ne oprim și noi, că poate vine unul. Da, nici tare ar vrea să vină. Băi, asta e cabina. Girofarurile sunt pornite, nu știu de ce. Da, nici nu-l opresc. Păi avem GPS acolo frumos. Schimbătorul. N-ai nici stres, oglinzele iar nu vedem nimic, dar nu e nicio problemă. Băi, aici sus mi-am pus eu mâncare una alta, știți voi, na. Cum e. Aici nu avem pe nimeni. Cineva să vină și cu mine. Ce mai povestim un alta. Avem două paturi. Deci știți voi care e treaba. E verde, dar mai aș prefera să mă stau. E tare puturos, deci acum asta e. Mere. Foarte, foarte puturos. Nu vrea să se ducă nici cum, da, nici cum, bro. Du-te că nu vine trenul acum. Trenul vine între 12 și 4, cum așa, e. Bine, zic și eu acolo o oră. Iar pe meu și-o lăsat mașina acolo. N-are om niciun stres. No, hai acum, o lăsăm un pic mai mole. Asta e coarna, să zic așa. A acestui DAF. Trebuie să fie el Volvo până la final, știi? Băi, nu contează. În rezum, nu contește. Dar... Sper că nu avem ceva probleme pe aici. Sau... Alo? Alo?
Trănivar. Bă, pe acolo, pe mijlocul oceanului ți-l pui. Că... Na. Mai bine așa. Bă, e frumos. E frumos. Așa pe noapte să stai să lucrezi, e... Bă, e frumos. Nu pot să scot cap afară, aia, că nu sunt pe rotrac. Mă, pe rotrac, când te duci așa, când te duci în spate, poți să scoți cap, scoate cap afară, stai animația aia. Los Santos Fe... Merem acolo. Aș pune un pic de muzică, dar probabil voi pune așa, știi, na. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They can weigh me down. My heart is begging. Deci bine ați venit, guys. Noi am revenit și am gândit în felul următor. Zic, băi, fete, și așa fac acest episod, de ce să nu mai prezentăm și un pic noi mașina de lucru. Acum abia aștept să ajung aici la un peco, dar nu la asta de aici, un pic mai în față, în care mă duc frumos și mă dau jos. Era parcarea aia, să zicem, am ratat-o. Numai că merg la cealaltă. Sper că omul ăla pe care a fost acolo să nu îl fie deranjat cu ceva, na.
Vă îmi cumpăr informații la măcelărie. Paranteză vaci. E, ce vrei să cumperi, mă? Cum să tau vacile? Cum cu cuțitul, cu dealea, topore? Păi, topore. Nu, bun. Dar cum ajungem frumos și... Păi dăm drumul. Ok. Ce aici? Mă rog, cred că nu-i pentru noi, dar ajungem acum. Băi, am să mă opresc aici și am să vi-l prezint. Mamă. Deci este un V8 de 510 cai putere XF Euro 6. Așa arată fața. Frumos. E super, după părerea mea. Atât că e un pic puturos, dar e ok, e ok. O, acesta e încărcătura. Pe la spate, pe la față, tot prelată. Mai greu un pic, dar asta e. Prelată cu container, nică te văd. Hai să ne băgăm înăuntru să ne controlăm treaba. Hai să întorc eu. Să nu fie așa vreo problemă. Ai, mersi, mersi, te pup. Te pup, te pup. Ce ala din față, mă? Nu primă ce e gardă în spate, eh? Nu știu ce caută ea acolo. Poate la niște controle, eu știu. Mă, și-o lăsat tirul aici. Hai că aici trebuie să facem cu stânga. Sper să nu vină un tembel, bembel, din față. Ha, mă, de acolo mai față un hangar, vreau să-l văd cum e. Nu acum. Băi, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like, subscribe. Dacă mai vreți episoade, acum, mă scuzați și pe mine, poate nu am live-ul pe chiar la bun, pe care ar trebui să live-ul cineva. Dar, faza care încerc să vă încânt cu... ale mele episoade, să zic așa, activitatea mea, pe cât aș încerca să fiu și da, mai multe vă las în episodul următor. Pa, pa, noi suntem lângă poliția, v-am pupat.